Salutare coculeșilor și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata serie Casa mea, casa lui Felix și casa bebelui coculeșilor. Haideți să apăsați butonul de coculeac și vă rog, spamați-mă cu idei, spuneți-mi ce vreți să facem aici, ce vreți să schimbăm, ce vreți să îmbunătățim. Eu consider că în ultima vreme am evoluat atât de mult încât am făcut foarte fain acolo la dormitor, iar aici, frate, salonul ăsta va trebui modificat, deci vă zic. Cel puțin, nu știu, trebuie să văruim aici, că parcă totul este prea gri. Și podeaua gri și pereții gri, deși ei sunt albi, par gri. Bucătăria îmi place, dar va trebui cumva... Cumva! Va trebui ceva să facem. Ok, haideți să vedeți aici. Am făcut o mică schimbare, pentru că voi mi-ați cerut-o. Doamne, deci așa e de frumos. Ia uitați ce am făcut aici. Am luat măsuța de machiaj, dar voi să-mi ziceți ce vreți să punem în loc, da? Poate punem un fotoliu... Poate punem un raft, nu știu, vreau să văd ce îmi ziceți voi că ar trebui să punem. Îmi place foarte tare cum face bebele Nani aici și ia uitați ce am făcut aici, pentru că voi mi-ați cerut cocolișilor. Am mutat măsuța de machiaj aici. Chestia este că este chiorală. Haideți să cumpărăm aici un candelabru. Mă gândesc să-l pun pe ăsta cu golden. Hai să punem cu golden. Ca să se potrivească, uite așa. Și acum aprindem. Ta-da! Nu mai este chiorală! Ia uitați cât de frumos! Ce dressing room foarte, foarte, foarte frumos este aici. Cred că ar merge și un covoraș, nu ziceți voi? Chiar dacă este încălzire prin partoseală, punem covorașele doar așa de decor. Și încercăm să nu le punem prea mare, așa am făcut în dormitor. Carpet. Ce carpet putem noi să găsim aici? Ceva foarte drăguț, dar micuț și cochet. Large? Cât de large este ăsta? Ăsta e large, frate. Ăsta e large, ăsta e chichiniață. M-au fraierit. Mochetele astea, deși aș putea să le pun sub formă de covor, nu sunt faine. Ăsta... Nu, ăsta e... Nu, nu se potrivește aici în dressing room. Trebuie să luăm altceva. Atunci... rug. Așa, că nu știu exact unde găsesc toate covoarele astea, așa că le scriu așa pe denumiri. Ce culoare s-ar potrivi aici? Roșu? Ia să vedem. Credeți că s-ar potrivi roșu? Să punem aici un covor, că atunci când ne schimbăm să nu ne... Să avem pe ce să săm cu picioarele? Nu știu. Dar ce culori mai sunt aici? Mai sunt alb. E fain și alb. Hai să punem alb. Uite așa. Am pus aici, avem și covor, sper că l-am pus bine și sper că vă place. Uite așa. Ok, și este foarte drăguț. Acum, mi-ar plăcea ca să scăpăm așa puțin de griul ăsta care îi zic că e alb și să luăm, să văruim, fraților, puțin. Ia să vedem ce culoare putem noi să văruim aici. Wall panels. Să punem un tapet. Dar nu cred că aș vrea să pun tapet, că parcă nu sunt așa de faine tapeturile astea. Și n-aș vrea să pun nu știu ce flori, că poate lui Felix nu-i place. Ăsta este interesant. Ia stai să vedem. Sincer, este interesant ăsta. Pare așa mai, mai de fițe. Hai să ne punem chestii de fițe. Uite așa. Dar să vedem dacă e fain. Din care parte să începem? Hai să începem de aici. Bă, pare ceva de magazin, nu? E textură interesantă, ia să vedem. Pare fain. Ia uitați. Mai trebuie. Să vedem dacă ajunge. Și numai pe peretele ăsta vreau să pun. Aoleu, mai trebuie să mai cumpăr pentru una! Băi, cocoleșilor, arată ca într-un magazin de mall. E foarte șmecher. Hai să mai cumpăr încă una. Și o punem. Uite așa. Așa. Și ăsta vindem. Ok, ia uitați. Parcă este cu bun gust, nu? Este de mall. Mi-așa mi se pare, așa îmi dă ideea. Ok, arată în rest foarte drăguț. Deși poate mi-ar fi plăcut să continuăm tot cu culoarea asta și aici. Hai să încercăm să vedem dacă cumpărăm sand. Cum se chema culoarea asta? Paint. Ceva cu sand. Dar și copperul ăsta e interesant, dar vreau să continui la fel. Sand almond. Medium, cred. E cam mare, hai să luăm mic. Așa.
și să încercăm aici să văruim. Ia să vedem, să-mi ziceți dacă vă place. Pentru că, uitați, avem aici accente de gold, vedeți? Și culoarea asta totuși dă ceva viață. Că parcă tot așa numai gră dintr-o ăsta. Bă, ce afacere bună cu... ăsta așa mic. Știți? Cu vopseaua asta așa mică. Că dacă luam o dintre aia mare, dădeam bani mulți pe ea și nu foloseam toată. Ia uitați. Stai să vedem. Deci luăm ăsta, punem aici, așa, și ia uitați. Zici că este continuare. Zici că este continuare de aici. Ia să vedem. Ăsta este dressing room-ul. Să-mi ziceți dacă vă place. Dacă vă place culoarea. Mie tapetul ăsta îmi place la nebunie. Culoarea asta aș zice că se asortează într-un fel și într-un fel nu, dar într-un fel da. Vreau să văd voi ce ziceți. Da? Ok, deci mă bucur foarte tare că mi-ați dat ideea să mut aici măsuța de machiaj. Aici cred că ar trebui să-mi pun ceva, o luminiță. Ia să vedem ce luminiță să-mi pun eu, că atunci când stau și mă dau cu cremă sau cu uleiuri naturale, să-mi văd fața. Acum, dați puțin să dăm mai încet la muzică. Wall lights. Ia, ce lumină? Avem aici ceva lumină șmecheră care să se și potrivească? Cred că am să-mi aleg ăsta. Oh, pe golden. Ah, și pun aici două. Pun aici una. Și mai pun încă una, știți? Stai, ca să le pun perfect. Cum să le pun perfect? Le-am pus simetric? Sper că le-am pus simetric. Stai, și ele? A, uitați că și ele îmi dau lumină, vedeți? Îmi iluminează aici măsuța de machiaj. Haide că este faină treaba! Nu sunt sigură la culoarea asta. Sincer, aș fi pus un roz. Aș fi pus un roz, fraților! Ia să vedem aici paint. Un roz foarte pal. Sau ăsta light cream, care totuși... Ia stai să vedem, dar tot un fel de gri cred că o să apară. Pink mist. Punem pink mist? Hai să încercăm și voi îmi ziceți în comentarii, da? Astăzi vreau să renovăm și baia. Asta e să punem aici. E destul de rozuliu. Dar dă bine, fraților! Am zis că nu pun flori, ca să nu zic că nu știu ce Felix. Dar vreau să văd dacă o să zică. Că el e foarte înțelegător și dacă el consideră că se potrivește, e de acord și cu rozul, să știți. Așa, ia să vedem. Până aici. Acolo mai trebuie puțin. Am făcut tot? Am vrut tot? Ia să vedem, luăm ăsta și îmi ziceți care dintre ele se potrivesc mai bine. Prima, sand almond sau ăsta, pinkul ăsta. E mai frumos ăsta, părerea mea. Dar vreau să văd ce ziceți și voi. Bă, deja casa asta zici că e locuită. Ia uitați și faptul că am fost atât de steață și am pus aici oglindă. Pare că e camera dublă. Pare că este camera dublă, frate. Ok, superbisim arată aici. Îmi place super, super mult. Acum, hai să închidem ușa și să-mi ziceți în comentarii ce să punem aici, da? Neapărat. Stai să văd dacă am aici ceva. Am mai downloadat eu înainte să începem niște chestii. Dar nu știu ce aș putea să pun. Am downloadat că vreau să facem afară foarte frumos, vedeți? Măsuță, altfel de măsuță, scăunele dintre astea care sunt foarte potrivite pentru afară, zic eu. Și aici, ce este asta? E cu rafturi, dar nu-i cu alb. Așa că nu se potrivește, că nu-i cu alb. Bun, astea toate sunt standard, deci nu putem să le schimbăm culorile sau dimensiunile sau ceva. Haideți, cocolișilor, să vedem ce facem cu baia asta. Pentru că este singura baie din casă, fraților, și trebuie să o facem cu coșmecheră. Vreau să vând ăsta, pentru că nu-i nevoie, că e perfect. N-avem nevoie de calorifere dintre astea. Dacă așa o să ne punem... Bă, și boiler! Lasă, frate, că avem apă. Nu ne punem ta mai boilerul aici. Hai să facem curat aici la geam. Așa.
Am baia în față, mă văd toți vecinii. Înseamnă că trebuie să ne punem neapărat o draperie, o jaluzea, ceva. Cred că draperie. Hai să deschidem geamul. Și acum vreau să vând tot. Dar înainte de asta să vedem, cred că aș schimba puțin layout-ul. Aș schimba toaleta, aș pune un colo. Știți? Hai să vindem aici toaleta. Și chiuveta, mi-a apărut aici, am de-am luat, o chiuvetă dintre astea nouă. Și mi se pare foarte șmecheră, stați-o vedeți, ia uitați-o. E o chiuvetă de două persoane, ia uitați cât de șmecheroasă este. Aș vrea să o iau și să o pun, dar e, băi, de capul ce mare. Băi, deci dacă vreau să o pun, dar cum se pune asta? Doamne, mi-ar fi plăcut super tare. Dar e foarte mare, ce-i drept. Cum și pune? Credeți că din cauza asta? Că asta mai într-o parte? Și nu cape? Stați să vedem aici. Ne ducem aici la bathroom. Așa. Și să vedem aici la sinks. Ce chiuvete avem noi? Aș putea să fac, să fiu șmecher și să pun două chiuvete. Știți, una pentru mine și una pentru Felix. Pentru că dacă avem și copii și suntem și noi, ar trebui. Acum, care chiuvete e mai faină? Asta, asta, mie sincer, asta îmi place foarte tare. Dintre asta avem noi, ia uitați, fix așa pe alba. Asta este chiuveta de la baia noastră, din realitate. Dacă pot să o pun pe asta, aș vrea să fac ceva ce până acum n-am mai făcut chiar. Să o facem cu negru, nu, alb partea de sus, nu, invers. Alb partea de sus și negru partea de jos. Să fie mai interesant, știți? Ia, și pot să pun aici una și mai pun încă una? Să fie două chiuvete? Mi-ar plăcea să fie două chiuvete. Ia, haide. Hai, e timpul să instalăm aici. Că noi ne pricepem foarte bine, că avem foarte multă experiență. Pe ce buton apăs? Tocmai ziceam că am foarte multă experiență în a monta multe, multe chiuvete cu șurubele și chestii. Ia uitați. Repejor așa, să nu facem inundație. Bă, dar mă pricep de numai. Ia uitați, o fac pe instalatoarea. Felix ar trebui să fie mândru. Când vine acasă, totul este montat. Așa, montează-te. O, pune masca și gata. Și acum, aici mă bâlbâi. Mi-ar mai plăcea un cu chiuvetă. Dar stați să vedem. Dacă... Dar asta de ce nu-i pusă până în margine? Stați că vreau să vând aici. Așa. Și să-mi iau... Punem la sfârșit tot pe jos, da? În funcție de ce avem. Hai să vedem la bats. Ce... Deși mie mi-ar plăcea... Sincer vă zic, eu și Felix facem duș. Nu prea facem atâta de mult baie. Foarte, foarte rar. Dar trebuie să ai cadă pentru copii? Da. Trebuie să ai cadă pentru copii, frate. Hai că o să-mi iau... ce cadă să-mi iau eu? Venge. Asta e interesantă. Ia să vedem. Sau marble. Nu, albă. Dacă o punem pe asta? Așa sau asta? E interesantă. Dar stai să vedem. O punem până în margine. Și să vedem. Deci s-ar putea să fie bine, s-ar putea să nu fie. Vedem acum. A, nu, că am vrut invers. Sau nu, e fain și așa, că te uiți pe geam când faci baie. Asta dacă nu te văd vecinii. Bă, câte dintre astea? Am mutat vreodată vreo dintre astea până acum. Vreo cadă atâta de complicată. Asta cred că e cadă dintre aia cu... cu vibromasaj, nu știu. Cum se laudă ăștia de pe la magazine. Ia să vedem. Am șurubat. Am pus masca. Cupă cam mult spațiu. Uitați. Deci, deschid și îmi vine cada în picior. Îmi vine cada în picior. Eu zic să o vând. Așa. Dar, dacă o vindem... Bă, fraților. Stați puțin. Nu credeți că această cămară este prea mare? Hai să vindem puțin aici. Dacă facem cămară... Dar e bun spațiu și de cămară ăsta. Nu știu ce să zic. Aici e bun să ai o baie. Dar chestia este că e cam mică, doamne. Decizii, decizii. Ce? Atunci să-mi iau o cadă mai mică. Asta e cada mai mică? Ia să vedem.
pare să fie mai mică. Iar unde putem să o punem? Zice, there's not enough room to place this item here. Și asta e mare. Asta s-o punem. Asta era inițial. Dar vreau... vreau să o pun până în perete. Ia, pot? Câști? Stați să vedeți că tot o să-mi, o să-mi lase ceva spațiu. Tot are spațiu! Și eu voiam să fie până în, până în perete. Ați văzut și voi, ca să mai... economisim puțin spațiu, știți? Că e baia destul de mică. Uite așa. Cel mai bine, fratei, să-ți faci casa de la zero. Ți-o faci exact cât de mică sau de mare vrei tu. Și-ți faci cu băi, cu mai multe băi. Uite, 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 uite. Deci n-am rezolvat mai nimic, am pus aia. Dar totuși, cada asta este mai bună, vedeți? Este foarte bună cada asta. Acum, hai să luăm și toaleta. Cred că o să mă rezum la o singură chiuvetă. Ai de mine, aș... Stai să văd dacă pot să-mi pun... Oare pot să-mi pun toaleta aici? Dacă pun toaleta aici, amuzant! Să vedem unde putem să punem toaleta. Stai. Aici? Installations? For example? Ia, stai să vedem. Toilet plumbing system. Ne lasă aici? Ne lasă aici! Hai din mine, ce bucuroasă sunt! Hai să cumpărăm toaleta. Așa. Furniture. Bathroom. Așa. Băi, avem aici... avem aici mai multe dulăpioare de baie? Interesant, interesant. Ok. Și aici de coridor? A, uite că le descoper și eu aici. Ok, haideți să ne ducem unde ne-am dus. La electronic equipment? Nu. Unde ne-am dus? La bathroom fixtures, aici. La toilets. Ce toaletă să punem? Sincer, îmi place asta. Asta mi se pare cocoșmecheră. Cu capacul de toaletă să fie negru? Nu. Îmi place să fie alb. Ca să fii sigur că e curat. Așa, și-l punem aici. Hai să ansamblăm toaleta! Motivul pentru care am pus toaleta aici... Câști. Stai să o închidem. Așa. Motivul pentru care am pus toaleta aici este ca să mai cumpărăm încă o chiuvetă, pentru că o să fim destul de mulți. Și avem nevoie de spațiu. Acum, aici, installations, mai cumpărăm încă o chiuvetă. Unde ești? Unde ești? Sink plumbing system. Așa. Și punem... să vedem unde ne lasă. Pun aici. Sau nu o pun? Știți ce? E posibil? Hai să o pun aici. Chestia este că depinde de asta unde poți să-ți pui după aia chiuveta. Și sper că am pus-o în locul bun. Acum. Bathroom fixture sinks. Asta. Negru aici și alb aici. Și să vedem. Hai că e bun, e perfect. Să trecem la ansamblat, cocolicilor! Facem aici super fain. Acum vreau să-mi pun niște oglinzi foarte frumoase, gen cum am eu acolo, la mustața mea de machiaj, pentru că mi se par mai deosebite. Auleu, repede, că am făcut aici inundație. Oricât de multă experiență ai avea, când am montat chiuvete, se pare că tot se întâmplă uneori să pui cu puțină inundație. Dar nu e problemă că avem noi mopul nostru minune și ștergem pe jos. Ia să vedem, mop minune! Căști! Am șters! Acum, ia uitați! Suntem dotați cu două chiuvete. Suntem cocoșmecheri. Și acum, să vedem, cocolișilor, ce... Ia uitați, și aici avem și spațiu de depozitare. Suntem cocoșmecheri! Acum, ce... gresie, ce faianță ne punem? Aveți idee? Aveți idee? Hai să vedem la walls, wall tiles... Așa, ce gresie este pe aici foarte frumoasă? Ia să vedem. Ceva ce n-am mai folosit până acum. Deși, văd că astea deja de jos le-am mai tot folosit. Și-s dintr-alea vechi, da? Trebuie să alegem dintr-astea noi. Acum, care vă plac vouă? Mie, sincer, îmi place asta. A, uite că pot să schimbi aici. A, nu, poți să-ți faci dintr-aia cu brâu, cum ar veni. De la jumătate încolo să nu mai pui. Asta? Ah, ok, deci la toate se pare că poți să le pui așa. Dar mie îmi place cu gresia să fie până destul de sus. Și asta este interesantă.
E interesantă, frate. Și asta e foarte faină. Ia, stai să vedem dacă o punem pe asta. E șmecheră? Pull out the vacuum cleaner. Ok. Se pare că aici avem niște cioburi, cocoleșilor. Și trebuie să le aspirăm. Așa, aspirăm ca să fie totul în regulă. Fiecare ciob l-am aspirat? Am aspirat tot? E perfect? Ok. Așa, și acum, haideți să vedem cum dă această... Stai, stai! Nu, nu vreau asta! Vreau... Stai, de ce nu mă lasă să iau astea? Uite, pe astea vreau să le folosesc. Ce, iarăși mai este ciob? Unde credeți voi că mai este vreun ciob și eu nu l-am văzut? Așa. Deci, vreau să pun gresia. Nu mă lasă! Ce să fac? Să pun dintr-asta? Să pun dintr-asta? De ce nu mă lasă? Hai să o punem dintr-asta până ce o terminăm. Uite așa. Că poate totuși este interesant. Uite așa. E bun? Punem peretele ăsta. Ia. Da, bine că v-am terminat, nu? E interesant, e cu stil. Și acum putem să le punem pe astea. E interesant și asta. Ia uitați. Ce părere aveți, cocoleșilor? Sincer, este foarte faină că atunci când stropești, nu se vede foarte tare și îmi place modelul ăsta. Este rezistent la stropeală. Și vă zic că Felix o să stropească aici, dar l-am învățat în ultima vreme să șteargă. Ceea ce sunt foarte mândră. Așa, punem aici. Nu mai ește? Nu mai avem? Ba da, mai avem. Ia uite. Așa. Deci eu am să continui și am să pun în toată baia grese dintre asta. Da? Acum, chestia este că vreau să pun oglindă. Da? Hai să scriem aici mirror și să vedem ce oglinzi și mechere ne dau. Mie, sincer, astea sunt preferatele mele. Și uite, aș vrea să pun cu negru. Pun aici și mai iau încă una. Cu negru, uite așa. Pentru ca să se potrivească cu asta, știți? Ce drăguț! Începe să arate baia noastră! E foarte, foarte faină! Și aici la baie am să pun rățuște. Pentru bebe, da! Uite, pot să pun aici niște rafturi cu rățuște. Nu, nu e așa, cocolicilor? Ce părere aveți? O să punem ceva raft. Dar nu știu de care. Ce rafturi sunt aici? Ceva pe negru vreau să pun. Să vedem. Ăsta? Există negru? Black? Ia uite. Poți să pui probabil. Să punem unul așa? Nu știu. Vedem. Am nevoie de sfaturile voastre, cocolișilor, da? Și pe jos trebuie să punem gresie șmecheră. Ia. Să vedem la floor. Floor tiles. Care era care se potrivește? Ia să vedem. Asta, nu? Așa, ia să vedem. Punem așa peste tot. Și ia uitați, noua baie. Cocoșmecheră, nu? Este cocoșmecheră! Uhuu! Deci, data viitoare o să terminăm aici de făcut baia. Trebuie să ne punem aici și lumină ca să nu fie hashtag orală. Vreau sfaturile voastre, da? Iar noi ne vedem super duper mega curând cu un nou episod. Doamne, ce fain a făcut aici, îmi place mult de tot. Apăsați butonul de coco like, lăsați-mi sfaturile voastre în comentarii, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!